Bună seara, stimați telespectatori! Din nou împreună, într-un format de emisiune care ar vrea să contrazică nebunia pandemiei prin care trecem. Spun că ar vrea să contrazică pentru că nu are absolut nicio legătură cu pandemia și totuși ne aduce aminte cum erau vremurile de altă dată. Așa cum, în emisiunea de astăzi, vom încerca să ne amintim pe Ion Creangă. Unul din interpreții în fizica lui Ion Creangă este scriitorul Valentin Talpalaru, pe care l-am invitat și îi mulțumesc că a acceptat invitația. Valentin, bună seara și bine v-am găsit! Cine umblă din Creangă în Creangă prin Bojdeu ca din Țicău? Păi umblă tot soiul de zvonuri. Ba că Ion Creangă s-ar fi întors și ne ia de ureche atunci când mai sărim peste cal, ba că ar mai fi rătăcit niște manuscrise printr-un sertar de acolo, din camera lui de curat, de la masa de lucru, ba că este mulțumit câteodată de ceea ce povestim noi acolo, dar cu siguranță este umblă vorba că este mulțumit că noi continuăm această poveste a lui Ion Creangă acolo. Tu, de exemplu, în Bojdeucă, începi să atingi și tu veșnicia și stau să mă gândesc dacă nu cumva te bântuie și pe tine amintirile, pentru că oamenii sunt tentați să stea la umbra stejarului, dar tot ni se spune că nu prea crește ceva la umbra unui stejar. Sigur, mai crește, pentru că, sigur, sunt niște stejari din aceștia care străjuiesc literatura noastră, mai ales în ceea ce privește zona aceasta a spațiului memorial, a biografiei, dar sunt și evadări, pentru că uneori mai ieși de sub umbra stejarului ca să mai tragi o gură de aer. Să mai fii tu însuți. Să mai fii tu însuți, sigur că da. Și apoi nimeni nu poate copia, să zicem, modelul sau cel care încearcă să-l copie e din start o victimă. Și nici nu se poate de altminteri. Scriitorii care au scris despre ei înșiși s-au dus în propria lor lume. Nu au întins mâna să ia de nicăieri o frunză, o floare, eu știu, un fluture, o creangă să o aducă în lumea lor. Nu se poate altminte. Sigur că fiecare dintre noi, nu cred că scriitorii contemporani nu au fost tentați, în afară de cei care au publicat, evident, nu au fost tentați de zona memorială, de zona amintirilor. Și eu am ieșit de sub stejarul lui Creangă de câteva ori și mi-am permis așa să evadez în lumea aia mea proprie. Da, bine, lumea ta proprie, surprinzător, este lumea Deltei. Și lumea Deltei, dar și lumea de pe strada aia cu nume de Alint, cum îi spun eu, strada Măicuța. Da, da. Valentin, crezi că Ion Creangă este din ce în ce mai necunoscut? Nu cred lucrul ăsta. Nu cred, cel puțin din două, trei puncte de vedere. Unu, fiind afluența de tineret care vine la Bojdeucă, de părinți tineri care își aduc copiii acolo și le povestesc de față cu noi câte ceva și sigur, noi nu intrăm în intimitatea dialogului dintre părinți și copii, și de asemenea de literatura de specialitate care este, cum să spun eu, în ultima vreme nu locolește deloc pe Creangă. Când spun asta, mă refer la câteva cărți
care sunt repere critice, contemporane, nu vorbesc numai de Ion Pecie, nu vorbesc de cărțile clasice, dar mă duc la Eugen Simion, la Cruzimile unui moralist jovial, la reeditarea cărții lui Ioan Holban, Ion Creangă și spațiul memoriei. Mă gândesc la cartea lui Mihai Cîmpoi de Dincolo, deci Ion Creangă nu este în atenție. Da. Câți puternici ai zilei ai văzut la Ion Creangă venind? Și când spun puternici ai zilei, mă refer la oamenii de decizie. Cum să zic, am văzut foarte mulți puternici ai zilei care sunt copiii și care au venit acolo. Așa, copiii oficialităților, nu? Nu. Nu știu ai cui sunt copiii părinților. Și care m-au bucurat prin prezența lor acolo. Sunt foarte mulți copii, asta e foarte important. Asta înseamnă că firul poveștii nu se întrerupe și el curge. Da. Tu acum ai ieșit dintr-un pretins festival internațional. Da, zicem noi internațional, deși... pentru că ai făcut dintre români și români. Da, da, da. Dar acceptăm sintagma internațional, da. În ideea de... a ne da mari puțin. Da, și de a spune că avem și noi un festival. Da, e un festival care s-a născut foarte interesant. S-a născut acum 11 ani în fața Bojdeucii din Țicău, acolo unde am avut bucuria și privilegiul să-l cunosc pe Alexandru Dorogan. Pe vremea aceea era director la Teleradio Moldova. Era și Nicolae Tomescu de la Radio Iași. Da. Și ne-am zis noi atunci, domnule, ce ar fi să inițiem un festival de literatură pentru copii Ion Creangă? Un festival dedicat copiilor între 4 și 90 de ani. Și în cadrul căruia nu numai... Hai, la 90 de ani, pe ce, la cine vă gândați? Păi, ne gândeam la noi amândoi. Depășim 100. Da. Un festival care să recompenseze în același timp eforturile pe care le fac oamenii de specialitate, indiferent că sunt scriitori, critici, actori, regizori, de a pune în valoare opera lui Creangă. Și așa s-a întâmplat că de-a lungul timpului, în cei 11 ani, au fost cât? Deci 11, 22 de personalități din Basarabia și 22 de personalități din, de aici, de la noi, de la Iași, care au fost recompensați cu premiul Ion Creangă. Acum, până la pandemie, trebuie să recunosc că a fost un festival foarte căutat și foarte populat. Da, da. În afara copiilor care într-adevăr reprezintă verbul lui Ion Creangă în această întâlnire, au existat și scriitori de literatură pentru copii foarte importanți din Republica Moldova, pentru că trebuie să facem o paranteză, scriitorii din Republica Moldova sunt foarte aplecați spre literatura așa pentru este. Copii. Așa este, ai dreptate. Mai mult decât atât, hai să ne gândim că în Republica Moldova există o bibliotecă națională pentru copii și tineret care se numește Ion Creangă. Da. Noi nu avem o bibliotecă națională pentru copii și tineret în România. Dar știi de ce? Păi știu de ce, pentru că falia aceea nu se poate face și atunci ar fi un fel de... Nu avem conducere și bicefală sau... Nu avem și noi o bibliotecă pentru copii Ion Creangă, deoarece frații noștri de dincolo de Prut au pus ei primii denumirea bibliotecii pentru copii, da. Ion Creangă. Da, sigur, acolo este cu totul altă poveste. Este este și un salon de carte pentru copii și tineret foarte important, care are loc la Chișinău. Din păcate, de un an de zile, el nu a mai avut loc. Și unde au fost foarte mulți ieșeni premiați. Da. Foarte mulți ieșeni. Noi, să zicem, constituiam la acel festival o falangă importantă. Cu Nicolae Busuio, cu Constantin Parascan, cu absolut toți ceilalți colegi care mergeau acolo. Dar ce spuneai tu este perfect adevărat, pentru că scriitorii profesioniști din Republica Moldova nu tratează literatura pentru copii doar ca pe un accident. Și la noi se mai întâmplă. Da. Sunt cărți importante care au fost scrise pentru copii la noi. Nu, pe mine mă bucură. Eu, ce Cărtărescu s-a apucat să scrie pentru copii. Cărți pentru copii. Ana Blandiana, Ana Blandiana recidivează. Ana Blandiana, da, sigur că da. Și... ar trebui să mai reluăm și poate și pe Nina Casian. Da, da. Și mi-aduc aminte de o poezie care... constituia deliciul nostru în adolescență, în țara lui Mură în gură.
Da. Da. Hai să vedem... Dar și a noi, ca să-mi facem paranteză, iartă-mă, da. Nu uita că am avut și noi o perioadă când am avut o generație de scriitori profesioniști pentru copii. Acum nu mai zic că i-au aparținut unei zone prolet cultiste, pentru că de multe ori nu se... Da. Mă refer la Octav Pancu Iaș, mă refer la Emil Zota, mă refer la Giuca Iuteș și sigur la cum zic eu, șeful lor, cel cu Recreația Mare, la Mircea Sântimbreanu. Da, Mircea Sântimbreanu. Și mi-aduc aminte de un titlu pentru care am avut și o să am în continuare toată invidia, dacă mă înșel, este a lui Octav Pancu Iaș, Nu fugi ziua mea frumoasă. Superb titlu pentru o carte de povestiri pentru copii. Da. Acum, pentru că tot vorbeam despre scriitori, scriitură și titluri frumoase, eu te-aș invita puțin în Delta să pescuim un poem care, într-adevăr, să îmi argumenteze faptul că am invitat un poet în această emisiune. Da. Să... Voi începe fără alegere. Fără introducere. Chiar, fără introducere, ca primul poem. Bunul Rodion și-a dorit să fie pește. Măcar o zi să ducă pe umeri Dunărea până acasă, fără lotcă, fără vâsle, fără plânsul lunii în spate. Bunul Rodion își ascundea dorințele într-un solz pe care l-avea de prunc sub soară, precum peștii branhiile. Pășea prin praful uliței, mirosind a sfinți și a mărar, ca și cum ar fi înnotat printr-o lumină mai caldă ca apa. Casele satului se schimbau pe rând în câte o arcă, gata să plece spre mare. Bunul Rodion avea să fie pește, cel mai bun și mai folositor pește care să înnoate în fața oamenilor spre un ostrov, spre un liman, cu toate neamurile în urmă, ca un cârd de roșioare și lin, ocolind plânsul timpului. Acolo Dumnezeu le pregătise deja o masă la care să stea toate sufletele bălților, ca niște arhimandriți cu plete verzui, cu un pește în loc de inimă. Bunul Rodion s-a mirat tare, Evdochia s-a întors spre nevastă. Nu ți-ai pus polca ta nouă, nici cercei nu ți-ai pus. Dumnealor vor crede că nu știm să cinstim masa asta. Lumina ostrovului se făcea subțire și începea să doară mai rău ca sufletul lui Rodion. Sălcile își plecau creștetul în apă, uimite și bătând mătănii. Doamne, bunul Rodion este de-al nostru și el ar putea fi o salcie bună în care să cânte ploaia, un nufăr sau lișiță ar putea fi, dar el va fi peștele tău, Doamne, peștele după care arunci năvodul o singură dată în viață. Valentin, asta nu înseamnă că n-ai să mai citești un poem, două, trei, patru, indiferent de cifră, dar vreau să comentăm puțin un lucru. De fiecare dată când am făcut emisiuni cu tine, am omis să te întreb. Care e legătura ta fizică cu Delta? Păi, legătura mea este una metafizică. Pe fizică nu ai? Adică ba da, și fizică. Ai trăit în Delta? Nu am trăit în Delta. Paradoxal, în semn de protest, atunci când am terminat facultatea și a venit cu dispoziția aceea cu legarea de vatră, cu stagiatura obligatorie, era cât pe ce să pun degetul pe cel mai străin loc de pe repartiție, care ar fi fost Ucraina. Liceul din Sulina. Nu, aproape. Da, sigur, mi-am revenit și nu. Am fost în Delta de nenumărate ori, de fiecare dată, pentru mine Delta este alta, este nouă, e imprevizibilă, e surprinzătoare, e uluitoare și așa mai departe. Dar dincolo de imaginea ei, de bucuria de a vedea toată acea, cum zic eu, demonstrație de forță a naturii, este un alt fel de legătură care s-a instalat și legătura aceasta m-a dus către apele primordiale și către acest Rodion primordial. Este o alt fel de legătură gândind pe parte sentimentală? Și pe parte sentimentală, sigur că da. O peștaică.
Nu, vezi că atunci se uită nevasta la tine. Nu, atunci când am fost în Delta, vorba lui Cezar Ivănescu, eram mai tânăr și la trup curat. Nu? Așa, da. Deci nu spunea problema de conflict de interese. Nu, nu, categoric nu. Da. Dar Delta, de fapt, nici nu-ți lasă timp pentru tine însuți. Delta, dacă încă nu ai aflat, ți-a născut o poezie foarte, foarte personală. O poezie care, dacă o asculți, știu, în lectura încă 6 poeți, poți exclama, fără ca să greșești, acesta este Talpalar. Ai această trăire pe care nu ți-o ascuns și ai semnat un pact, cred că, cu Delta. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Și am descoperit câțiva prieteni acolo, la care trag întotdeauna cu plăcere. Și a fost o surpriză pentru mine în momentul în care am reușit să lansez această carte la sediul Comunității Rușilor Lipoveni din Delta, printr-un accident absolut fericit pentru mine. Și unde l-am cunoscut pe Andrian Ampleev, un om deosebit. Ce înseamnă accident fericit? Poftim? Ce înseamnă accident fericit? Un accident fericit? Să găuri barca sau cum? Nu. Un accident fericit în sensul că am aruncat undița exact în locul în care era un pește minunat. Mm-hmm. Am înțeles. Câteodată ratez, câteodată nu. Și atunci am avut surpriza să-l întâlnesc la lansarea cărții și pe primarul de atunci al municipiului Tulcea. Nu e cel de acum? Nu, nu, nu. S-au schimbat între timp. S-a schimbat între timp. Da. Se numea Constantin Hogea. Eu mă amuzam. I-am zis de două ori involuntar Nastratin Hogea. Seama, Constantin Hogea e un primar vechi al... Așa este, așa este. Eu când am mers cu... Arhitect de profesie. Da, da. Când am mers cu Dumnezeu să-l odihnească un fiu al Tulcii, de fapt... Cu Ilie Danilov? Nu. Nu, e din Israel. El a fost făcut chiar cetățean de onoare. Da, îmi amintesc acum îl cheamă și îți spune. Dar știi că ai fost la niște lansări de carte aici, la Iași, cu ale lui. Și a scris despre Delta, despre Tulcea în special. Și așa cum Jean Bart era considerat omul Sulinei. Sigur că da. Bun. Hai să mai citim o poezie și eu între timp să-mi amintesc cum îl cheamă pe prietenul meu, deci, care cred că COVID-ul mi-a mâncat vreo 3 silabe din memorie. Da, să continuăm cu povestea lui Rodion. Lui Rodion păsările îi aduceau semnul cum că aerul stă chiar deasupra lui. Lișițele și cormoranii scobeau un albastru, un gol, apucau cu ciocul zdreanța albastră ca pe o brobadă, așa cum avea Evdochia, și o aduceau deasupra casei. Doamne, câte nu mai curgeau din ea! Bătrânețe, boală, foamete, prunci! Rodion le primea cu bucurie, le strângea în brațe și le arăta lumii. Iată, boala mi-a intrat în mâini, în oase. Părul meu este ca scoarța salciei și sărăcia s-a mutat în șopron. Evdochia mi-a ascuns în lada de zestre portretul de mire. Mângâierile ei mi-au făcut pielea ca la peștii cei aspri. O viață v-am dat râsul meu, ochiul meu, cântecul meu de flăcău, dar din boală, din bătrânețe, nu vă dau o fărâmă. Sunt ale mele și al lor mei. Păsările scuturau zdreanța de cer deasupra casei lui Rodion. Doar va fi fost rătăcită între pliuri ultima zi, cât de mică, mică de tot, ca o șoaptă. Nu-i nimic, a spus Evdochia. Poate altă dată, în altă viață. Acum să mergem. Iată-ne din nou în direct, alături de invitatul meu din această seară, poetul, scriitorul și, nu în ultimul rând, managerul cultural Valentin Talpalaro. V-am rămas dator cu un nume, vorba de Carol Feldman, unul din actorii
Teatrului Evreiesc din București. El a murit în 2019, în momentul în care ar fi trebuit să fie la Iași pentru a ridica un premiu prin contribuția scriitorilor la dezvoltarea limbii Yiddish în Iași, aici în Carol Feldman a scris, printre altele, ține-o minte, Domnișoara, o carte reeditată, și care a stat la baza unui scenariu făcut de Maya Morgenstern și care a fi tot în 2019 la Festivalul Internațional de Limbă Yiddish Avraham Goldfaden ar fi trebuit să se joace. Apoi al cincilea anotimp, pietrajul 13 și așa mai departe. Îmi cer scuze pentru acest comentariu, dar e foarte bine ca atunci când avem oameni de valoare care se grăbesc să treacă în lumea celor drepți și vine vorba despre ei. Să le spunem că îi prețuim în timpul vieții. Da, da, da. Bine. De data aceasta, din timpul vieții sale, Valentin Tapalaru, ce avea Creangă și nu avem noi? Fai, Creangă avea lumea lui. Noi avem impresia că avem și noi lumea lui. Pentru că nici măcar lumea noastră nu mai avem. De multe ori nici asta. Creangă și avea lumea lui, dar nu numai lumea lui. El aspirase așa ca un burete tot ce putea fi mai bun atunci, de la formulele lingvistice cu totul unice pe care le folosea, la tot acea bogăție de folclor prelucrat de multe ori. Ce să spun, Creangă avea într-adevăr și avea lumea lui, așa cum fiecare dintre noi o avem. Unii mai bună, alții mai bogată, alții mai sărăcăcioasă, dar Creangă și avea lumea lui și, sigur, nu-l putem desprinde. Imaginați-l pe Creangă, îmbrăcați-l în blugi și puneți-i, nu știu, un alt accesoriu din ăsta modern. Nu poți să-l desprinzi din lumea aceea. De ce avea Creangă și nu avea el, nu avem noi, probabil, lumea lui. Noi ne apropiem de ea. Se spune. Dar ne apropiem livresc, cumva. Da. Se spune că dacă nu ar fi fost îndemnul lui Mihai Eminescu, Creangă nu și-ar fi publicat nicio scriere. Nu cred lucrul ăsta și spun de ce. Pentru că eu nu cred că Ion Creangă nu avea conștiința valorii sale. Și de ce spun lucrul ăsta? Spun pentru că la un moment dat primește o scrisoare de la Titu Maiorescu care îl convoca la o întâlnire. Creangă i-a zis că nu poate veni pentru că are de lucru la una dintre lucrările sale. Dar poate era lucrare popească. Nu. Asta era în perioada când deja fusese caterisit, când deja era... Publicase? Era, da, nu precizează ce anume lucrare. Dar ce an? Și aflăm imediat. Asta este după plecarea lui Maiorescu la București, imediat. În jur de 1878-1879. El din 74 începe să-și publice poveștile. Da, a început să-și publice poveștile grație lui Mihai Eminescu, într-adevăr. Da, să spun. Mihai Eminescu este cel care a dat încredere. I-a confirmat, probabil, ceea ce el știa deja, bănuia și simțea în sufletul lui. Dar Eminescu i-a confirmat și Creangă avea încredere de plină în verdictul lui Eminescu și în puterea lui de apreciere. Și sigur a contat foarte mult și întâlnirea cu cei de la Junimea. Întâlnire la care iarăși l-a dus Mihai Eminescu. O perioadă cei de la Junimea, să știți că nu l-au tratat pe Creangă cu brațele deschise, pe care știm noi acum. Dimpotrivă, el era un personaj insolit, umor, ulița mare, ulița mică, venea cu snoavele, cu anecdotele. După aceea a început să câștige în timp. Dar revin la acel episod în care el recuză invitația lui Maiorescu, spunând că are de lucru. Și acest gest, acest răspuns trebuie analizat altfel, chiar prin prisma conștiinței de scriitor a lui Creangă. Da. Și a faptului că el realiza ce înseamnă.
Sigur că Eminescu a însemnat foarte mult. Cine știe ce discuții se vor fi dus acolo în cerdacul Vojdeucii, despre care Eminescu răspundea sibilinic atunci când îl întreba cineva ce aveți voi atâta de discutat, la care răspundea el, discutăm și noi ce ne trece prin minte, cam asta era răspunsul invariabil, cu o doză de umor pentru cel care întreba într-un fel inept întrebarea. Dar există o vorbă care a rămas și i s-a atribuit, de fapt e o scriere deja, prin care Creangă își cerea scuze lui Eminescu că nu a avut timp să fie mai scurt, să scrie mai puțin. Era vorba aia, dar n-am avut timp să scriu mai puțin. Să scriu da. Scurt, am scris lung, da. Bine, el cu Eminescu probabil a conversat mai mult în perioada în care Eminescu a fost oaspetele lui, cele 6 luni fabuloase pe care l-a petrecut, bine, nu zi de zi, dar rămânea și câte 2-3 da. Nopți acolo. Aceea a fost perioada fabuloasă, perioada drumețiile lor, când veneau prin descaieți și rupți de oboseală, dormind pe la câte un han, nu trăgând chiolhanuri, cum să-și freacă mâinile cicisbeizii când da, se duceau și făceau câte un chef. Da. Stăteau pur și simplu de vorbă. Nu, asta spune și Creangă. Stai că te întreb. Îți spun următoarea întrebare subdezvoltată. Da. Dar și ce dacă făceau? Bineînțeles că nu are nimic. Bineînțeles că nu are nimic. Dar uite acum poliția cum năbălește prin apartamente că toți fac chefuri. Da, ei, atunci... Da. Atunci nu era COVID. Atunci trebuia să treacă și pe la hanul lui Topor, trebuiau să treacă da. Și pe sus, pe la pe sărărie, la hanul, la târgul de la sărărie, la crâșma de acolo din deal și în multe alte locuri. Dar este... Vedeți că toată lumea face niște asocieri și cu o tendință. Da, da. Adică neapărat, că dacă se întâlceau... Sunt puriștii. Da, care... da. Alt lucru nu aveau de făcut decât să înșire clondirile pe masă. Aveau suficiente lucruri de discutat. Creangă care mustea de folclor, mustea de, așa cum zicea Petru Ursache, de etnosofie, e termenul pe care da, l-am da, stat. Da, da. Iar înțeleg. Eminescu, care venise de la studiile sale, chiar dacă n-au fost finalizate cu o da. Diplomă, el venise cu un dicționar universal, da. Cumplit. Domnule, la 22 de ani, Eminescu traducea Critica rațiunii pure a lui Kant. La 22 de ani. Da. Așa că cel care întreba ce aveți voi de discutat, din ce fel de copilărie pot fi scoase amintirile gen din copilărie? Aici este un alt paradox. S-a convenit deja că amintirile din copilărie este o operă ficțională. Adică nu este neapărat... Ce s-a întâmplat? Nu este neapărat biografia lui Creangă. Și ca să mai dau un exemplu, din câte îmi povesteau... prietenii noștri de dincolo, din Republica Moldova, la un moment dat, Creangă a fost tradus în finlandeză, iar unul dintre cititorii lui Creangă în finlandeză a exclamat la un moment dat, ce îmi spuneți voi mie că asta e vorba de un copil din România? Asta e vorba de un copil din Finlanda. O fi fost geamăn. Cine știe, probabil, dar câți gemeni, câți copii gemeni nu au existat cu nică din amintiri din copilărie? Bun, dar de ce spui tu că amintirile cad mai mult în latura ficțională decât pe păi de asta nu spun, reală. N-o spun, nu, nu. N-o spun eu. Care sunt argumentele? Nu spun eu, o spun studiile de critică și, literară și din ultima crezi? Vreme, foarte serioase, argumentate. Da. De cine argumentate, semnate? De la ultimii comentatori. Ce vreți? Dacă... Ce spune Eugen Simion? Eugen Simion analizează altfel în cartea lui Cruzimile unui moralist jovial face un fel de așezare, să zicem, mai tihnită a cum să zic, perspectivelor critice care au fost înainte și are cum să zic, același ton blând empatic în momentul în care critică. Deci dacă am face o trecere în revistă, nu vorbesc la primele studii despre Creangă. Dar începând cu Falusiada lui Ion Pecie, care vorbește, cum să zic eu, din punct de vedere al conotațiilor sexuale din opera lui Creangă. Poveștilor și... Așa, continuând după aceea, dacă vrei, cu Vasile Lovinescu, cu perspectiva ezoterică și interpretarea operei lui Creangă, iată, Eugen Simion mai adaugă încă o perspectivă, să zicem,
mai așezată și a unui cititor, a unui cititor care s-a lăsat pătruns, cum să spun eu, de opera lui Creangă. Asta e senzația pe care mi-o lasă cartea lui. Un cititor care, care iubește, îl iubește pe cel despre care scrie. Da. Dar sunt perspective și sunt mai câteva nume din câte cunoști și la fel, cam majoritatea criticilor și istoricilor literari cam așa au tras concluzia că este vorba de o operă ficțională. Acum nici asta nu are importanță. Da, da, nu, nu. Pentru că în ultimă instanță imaginează-se, acum cei de maturi l-au confiscat pe Creangă spunând că el aparține mediului universitar ca studiu, ca obiect de studiu și așa mai departe. Ei, spune unui copil, eu știu, de grădiniță sau de clasă primară, că Ion Creangă nu este al lui. Nu se da, da. Bine, e al lui în primul rând prin povești, dar iarăși un motiv de comentariu. Uite, vezi, Ion Creangă rezistă mai mult decât ar rezista un scriitor cu o operă care să îl domine. Și în sensul de dimensiune, da, de și mărime, și, de da, sigur, amploare. Paradoxul poate fi împins mai departe. Creangă este unul dintre cei mai traduși scriitori români, cu limba lui care este imposibilă și care are nevoie de un glosar chiar pentru un cititor de limbă română, un vorbitor de română. Așa este. Creangă a fost, mie îmi dă senzația întotdeauna opera lui Creangă, așa, atracția ei față de un traducător ar fi similară cu, eu știu, cu aroma pe care o degajă o plantă carnivoră, știi, care atrage da. Prin... Ei, pentru că orice traducător din opera lui Creangă recrează universul, inclusiv cel lingvistic, îl recrează, da. Pentru că nu are echivalențe. Nu? Și mai iarăși un lucru care îți dă de gândit, pentru că te întrebi, dacă nu ar fi fost Eminescu să fie asociat cu Creangă, Creangă și-ar mai fi dezvelit dimensiunea astrală? Eu cred că da, pentru că dimensiunea astrală a lui Creangă este una genetică. Este dimensiunea genetică adusă de la, eu știu dacă vrei, de la neamurile lui coborătoare din Ardeal, deci, și la tot ce a aspirat el din zona Neamțului. Este un alt munte, lângă Eminescu, lângă Caragiale. Cu siguranță, cu siguranță. Nu? Cu siguranță. Iată, de pildă, Eminescu, mulți au mai... făcut și aluzii la această situație, Eminescu este cel care face un raport absolut favorabil la manualul lui Creangă, da. Pe care îl recomandă Ministerului. Era absolut justificat acest raport. Deci acel raport Eminescu nu l-a făcut din perspectiva prietenului. Da, da. Eminescu nu făcea cadouri de genul acesta. Nu e cunoscut, nu mi-aduc eu aminte să fi făcut el un cadou de gratitudine pentru cineva care nu merita. Nu da, mi-aduc aminte. Da. Asta în schimbul unor palembrău. Da, nu. Categoric. Categoric. Deci, acel raport favorabil pentru manualul lui Ion Creangă este absolut motivat și justificat. Păi... pentru că ai adus o roată de manuale. Deci Creangă, nu știu cine a desenat abecedarul. Pentru că peste ani vine Grigore Vieru și face un abecedar pentru copiii care se pregăteau împreună cu prietenul său, Spiridon Vanghelie. Cu Spiridon Vanghelie. Au realizat Albinuța. Da. Care e un model. Dar tot pictura sau desenele acelui manual e Andrei Țurcanu. Andrei Țurcanu, da. Unul din... Dumnezeu să-l odihnească și pe el. El a venit... eram foarte bun prieten cu el, cu Mihai Leoveanu. Iată, da, un da, alt Dumnezeu să-l odihnească. Mihai Leoveanu. Da. Îl mai pomenim și noi. A venit în 2000, pare mi se, sau 1990, când a fost cu tremurul. Da, 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 în 77? Nu, acum, da, din 2000, după 1995, mi se pare, da. Sau 96. Și Mihai i-a luat pe el și pe Țurcanu și pe nevastă să doarmă la el,
Și el, Andrei, s-a culcat pe balcon și, și în seara aia a fost cu tremurul, îmi spunea mea, nici nu știu, nu s-a oprit. Cât a fost cu tremur, înțelegi, s-a alergat prin cameră, nu știa ce se întâmplă. Da. Asta așa ca o... Iată, făcând tot o legătură între Albinuța Becedar și revenind la Festivalul de Literatură pentru Copii Ion Creangă, a 11-a ediție, să spunem că la prima ediție am reușit, grație lui Alexandru Dorogan, să smulgem din durerea lui de acolo, de la Chișinău, pe Spiridon Vanghelie, să-l aducem la Iași, unde a primit și premiul Ion Creangă. A fost primul laureat atunci. Da. Tocmai trecuse pentru o încercare cumplită cu băiatul său. Da. Deci, Spiridon Vanghelie a fost primul. El cu celebrul său Guguță. Da. Pentru noi, Guguță are o conotație oarecum așa, ușor umoristică. Da. Cu diminutivul ăsta, dar dincolo este un mit. E cofetăria Guguță, teatrul Guguță. Totul e Guguță. O nebunie acolo, da. Guguță este cel care... Mai rezistai și tu puțin mai mult în Chișinău, era și Valentin Tarpalaru Guguță. Bine ar fi, pentru că la un moment dat, una dintre scenele care mi-a tras atenția este cea în care Guguță, într-o iarnă geroasă, adăpostește sub căciula lui tot satul ca să se încălzească. Acum, în afară copiilor. Da. Cine îl mai iubește pe Ion Creangă? Păi, îl iubesc foarte mult și... Bine, în afara copiilor ne referim la copii între 4 și 90 de ani. Între 4 și 98 de ani. 98, atunci haideți să mai punem câțiva. Este foarte iubit și foarte apreciat. Creangă este mereu în actualitatea critică în ultima vreme. Discutam adineauri asta. Bine, critica nu neapărat trebuie să-l iubească ca să le ia în seamă. Da, dar de obicei și pentru un critic, cred eu, nu e ușor să scrii despre un scriitor pe care nu-l iubești. Ah, e foarte greu. Sunt exemple bun. Copioase. Știu. Mulți vor să se înalțe ei pe cadavre. Da. Nu? Da. Valentin, eu zic să ne apropiem de finalul emisiunii tot prin poezie. Și mergem la Rodion? Mergem și la Rodion, sigur că în continuare la Rodion. Mergem la Rodion. Am declarat emisiunea de astăzi ca fiind... într-o lotcă din Delta, nu? Te rog. Rodion știe să umble pe ape. Dacă privești în aburii puiului de soare, el face semne. Pe aici, aceasta e apa cea bună, în ea sunt peștii cu carne și șerpii cei dulci, din care face îmbrățări pentru fetele noastre la nuntă și arată un cerc în care abia încape o lumânare. Rodion așteaptă pe marul apei primii pui și trece peste lacul Furtuna, așa cum mai duce pruncii la școală. Tot el îi învață să noate. Nevasta-l boscorodește, mai mergi la biserică și lasă schitul tău de stuf cu nufer și candele de apă. De un timp a uitat și cum mai arată. Rodion pleacă dis de dimineață, învelit în aburii vesele ai casei. Îndeasă într-un buzunar câinele, în celălalt porcul, orătănile și lotca. Evdochia stă pe prispa casei. L-am văzut pe Rodion, spune câte unul. Trece păsările de pe un mal pe celălalt al timpului. Și încă una, dacă mai e mai scurtă. Da. Cade noaptea ca întâia oară peste blânda lume de pescari și lumina lunii fira văstrecoară, fira prins pe lac de nenufari. Sălcile fug de-a lungul apei ca niște neveste așteptând răspuns. Păsările-și lasă cântecul aripei peste ploapa în care somnul s-a ascuns. Apele ce împacă viața, moartea, duc spre adâncime întrebări. Oamenii așteaptă iarăși noaptea să-i prefacă în sfinte lumânări. Lotca-i descărcată de povara lunii, vodca și muierea scolți de rai, cerul negru-i spânzurat în funii, sufletele marinate în cer de mai. Cade noaptea ca întâia oară peste blânda lume de pescari, timpul doarme ca un câine afară,
zeii cu barbă albă suflă în felinar. Frumos, frumos, Valentin Tapalaru, stimați telespectatori, nu trebuie să întind mâna în stânga mea pentru a vi-l arăta din nou pe Valentin Tapalaru, iată, îl puteți identifica. Nouă nu ne rămâne decât să ne oprim aici și până la o emisiune viitoare să vă spunem la revedere!